În această duminică, preasfințitul părinte Lucian, episcopul Caransebeșului, a oficiat Sfânta Liturghie la Catedrala Istorică Sfântul Mare Mucenic Gheorghe din Caransebeș. Din soborul slujitor au făcut parte consiliere parhiali, dar și protopop din cele patru protopopiate ale eparhiei. Duminica izgonirii lui Adam din Rai, duminica lăsatului sec de brânză, ne-am adunat aici, la Catedrala Istorică a Caransebeșului, ca să îl rugăm pe Bunul Dumnezeu împreună să binecuvinteze calea postului și să ne dăruiască nouă tuturor post binecuvântat cu mult folos duhovnicesc. Totodată îi mulțumim lui Dumnezeu pentru activitatea pe care ne-a ajutat să o ducem la bun sfârșit în această eparhie, deoarece în 26 februarie 2006, prin voia lui Dumnezeu, am fost instalat, înscăunat ca episcop al Caransebeșului. Mi-am adus aminte cu emoție și cu nostalgie de ceea ce s-a întâmplat în urmă cu 6 ani de zile, când preasfințitul părinte episcop Lucian a fost înscăunat în istoricul tron al episcopiei Caransebeșului. Am adus așadar prinos de mulțumire și de rugăciune pentru chiriarhul nostru, aducându-ne aminte deopotrivă de anii frumoși și rodnici a episcopiei Caransebeșului, ani care au adus multă bucurie și multe roade bogate pentru întreaga eparhie. Răspunsurile la Sfânta Liturghie au fost date de corul Gheorghe Dobreanu al Catedralei Istorice din Caransebeș. La sfârșitul slujbei, doamna profesor Mariana Poneschi, dirijorul corului, a primit din partea chiriarhului ordinul episcop Elie Miron Crista pentru mireni, în semn de prețuire pentru efortul depus în păstrarea valorilor muzicale corale din Banat. Faptul că am venit la corul Catedral acum 10 ani a fost pentru mine o adevărată provocare și mai ales mi-a trebuit foarte multă tărie și putere de muncă pentru a duce corul acolo unde trebuia, și anume să poată sluji în fiecare duminică la cel mai înalt nivel. La slujbă au participat seminariști și studenți teologi din Caransebeș, precum și numeroși credincioși.